Conform poliției, Rachel, în vârstă de 24 de ani, l-a invitat pe băiat în apartamentul ei, alături de Shelly, în vârstă de 32 de ani, unde l-au convins pe acesta să participe la un menaj a trois. Întâlnirea amoroasă ar fi durat de seara până a doua zi dimineață. Poliția afla despre acest incident pentru că elevul le-a spus tuturor colegilor săi că a avut relații sexuale cu cele două profesoare. Confruntat de poliție, acesta a mărturisit totul. Chiar dacă mai are puțin până să împlinească 17 ani, vârsta consimțământului sexual în Louisiana este de 17 ani, ceea ce înseamnă că cele două profesoare au încălcat legea și riscă până la 17 ani de închisoare. După investigații, a ieșit la iveală faptul că relația dintre cele două profesoare de engleză și băiat dura de ceva vreme. Nu contează ce sex are victima, oricine ar trebui să fie indignat. Ai un educator. Responsabilitatea lui este să te educe și să aibă grijă de copii. Nu au nicio scuză cele două profesoare, a declarat șeful poliției. În timpul mărturilor de la tribunal a apărut la iveală informația că elevul le-a filmat pe cele două femei în timp ce dormeau în pat ca să se laude colegilor din echipa lui de fotbal și să demonstreze că spune adevărul atunci când se laudă că s-a culcat cu ele. Conform avocatului uneia dintre femei, adolescentul ar fi făcut acel video pentru a o șantaja pe profesoară, după ce aceasta a îndrăznit să-l corecteze în timpul orei. În orice moment pot publica acest video, iar tu poți merge la închisoare și îți poți pierde toată viața ta de acum, ar fi spus elevul profesoarei. La finalul procesului, profesoarele au fost amendate și au primit o condamnare cu suspendare. Adolescentul nu a suferit nicio consecință, relatează perfecte.ro.